Situația dintre Robert și Ionelai provoacă Simonei o stare acută de nervi, cu limbaj greu de reprodus. Afirmările astea, ai stat o seară cu el în braț, că era rangă, boss, abia mergea, alo! Asta am observat și eu, dar nu am... Era în suferință, s-a uitat la naiba cu coada ochiului, trezirea, Doamne, iartă-mă, lăsați-mă în pace, mă. Eu nu înțeleg ce caut eu aici, băi, frate, că eu nu pot să-mi țin gura asta închisă. Uite realizarea dracu că, auzi, că a luat-o roată pe Ionela. Ionela, oricum, e disponibil pentru toată lumea. Ce dracu, Doamne, iartă-mă, avem! Atitudinea asta de borfaș așa și tare, ce ești acum, pe ce ești? Măi, Simona, dar e urât să vorbești așa, băi, cum pe bune. Băi, dar lasă-mă în pace, nu, dar sunt urâte astea să vorbești. Atitudinea ta mă deranjează. Păi, ce atitudinea? Tu, din, deci pe tine oricine te ia, tu accepti. Să mă... mi-e Sfânta Cruce. Te ia Stelian, accepti glumii. Te ia Robert, unde mă ia, te așa din coala lui. Măi, păi fată, da, doar un pic de filtru. A crezut că ai ceva în capul ăla, dar tu cu cine vine la tine, tu stai? Simona să-și căuta scuze în fața fetelor în legătură cu ieșirea ei nervoasă. Ce, nu cred că sunt misogine. Ba chiar sunt o feministă convinsă că de-aia m-am și aprins așa, că era vorba despre altă femeie. Ai zis odată ceva de... ca o vacă? Da, că stai ca vaca unde... Da, da, doar asta mi-aduc aminte, doar afirmația da, asta eu. Da, că gen că stăteam în brațele lui, stai ca vaca, ceva de genul, da. Da, da. Eu doar asta mi-aduceam aminte. Mamă, Simona, dar le-ai trântit să mă bată ce nu te și spune. Ionela, mi-am amintit una, stai ca vaca. Mai știu și eu una, dar nu știu dacă e cazul să o mai spun. Că poate... păi nu, că vrea să-i le zic, adu-mi aminte. Mă, deșterți pe jos. Jesus! Așa-i zici aseară când ai spus-o. Oh. Acum mi-aduc aminte, da, dar ceva de genul accept să fii mob de șters pe jos, ceva da, de genul. Da, da. Nu că, da, n-a fost intenția să o fac pe ea mob, nu, nu. Gen că te pui în situația de a fi tu. Stai, păstrezi explicațiile pentru mișirea de mâine. Da, eu la aia cu vaca. Ai, ai făcut-o de oaie. Ai, n-ai mingea, dai la poartă, frate, ce vrei să fac acum? Simona vorbea, eu râdeam. Adevărul e că mi-aduc aminte că le dădeam și s-auzeau. Zici că era bandă din aia rulantă. Păi, dar eu așa sunt, frate, că mă enervez. De nici până în ziua de astăzi, adică îmi pare rău așa că m-am enervat, că până la urmă îmi repet, nu ar fi trebuit ce mă interesa pe mine și, într-adevăr, da, judec. Și ce să fac? Ar fi mai bine să fiu perversă, să judec în gând și te pup? Să te... dar eu nu pot să fac așa ceva de... și când te întorci cu spatele zic... nu pot să fac așa ceva eu. Și eu, repet, nu am acționat așa niciodată, de-aia am permis să judec. Și mă iertați, la mine în casă așa s-a vorbit colorat de mică, mama mea când se supără pe tata leala. Băgam, mor, și se aduce aminte de 20 de ani în urmă. Mai știi, nenorocitule, bam! Norocul meu este că ai mei se înjurau pe tătară. Tare. Mamă, cum o fi? Dan! N-are rost să traduc. Dar pe asta sunt, eu trebuie să eliberez. Când simt, să eliberez. Și da, probabil sunt o persoană care judecă. Mult. Băi, Simona, dar tu chiar pui reflectorul doar pe defectele tale. Nu știu cum să-ți explic. Adică, ok, bun, poate reacțiile tale nu au fost cele mai potrivite. Dar, în același timp, dacă ne concentrăm doar pe ce e rău la noi, doar lucrurile alea o să iasă în față. Ionela însă nu și-ar fi dorit ca familia ei să vadă cele întâmplate cu Simona. Ai dat mesaj? Da. Dar de ce ai dat mesaj? Îți spun încă ceva? Spune-mi. A spus, dar ți-a spus, că a spus că ăsta e ca vacă. În fine, problema ei, dacă ăsta îi se pare ei un limbaj adecvat, problema ei. I-am rugat pe ei mei să nu se uită mâine la emisiune. Păi ai lăsat mesaj? Mhm. Dar chiar nu vreau, sincer, chiar aș vrea mai, să mai nu bine, mai bine nu mai spune chestia asta, că poate da. Nici nu s-ar fi uitat, știi? Dar poate... Nu. Sigur s-ar fi uitat bunica sau nu. Da, frate, dar oricum dacă ai spus chestia asta, tot o să se uite. Nu știu cum să-i explic, am o stare de dezgust la adresa ei, gen, sincer, chiar am. O mai și zis mai devreme cu... A, cu o vacă și mai râdea, gen la modul, nu înțeleg, frate, te plizești în niște situații, te plizești de prostia ta după ce ai scos niște
perle din astea care denotă că ai un comportament de mahalajoaie, că îți rancă, sincer, că altfel nu pot să-mi explic. N-ai cum să vorbești, n-ai cum să ai cuvintele astea în vocabularul tău dacă tu ești o femeie educată și care se respectă, sincer. Sincer, nu doresc rău nimănui, dar sper ca persoana care a spus lucrurile astea despre mine să fie făcută la fel de către altcineva, ca să vadă cum este și să treacă fix prin aceleași situații. Dar Ionela reprezenta un subiect de mare interes pe terasa fetelor. Dar pe o parte trebuie să înțelegem că așa este ea și nu avem ce să-i facem. Ea își dorește foarte mult o relație și se vede asta, că tânjește după o relație. Și dacă vorbeam noi... Și îmi doresc din tot sufletul meu să găsească pe cineva care chiar să o respecte, dar înainte de toate ea trebuie să... Să aleagă un bărbat care este disponibil emoțional. Pentru că nici Robert în seara aia nu era disponibil emoțional și s-a dus către el. Nici Raul atunci nu era disponibil emoțional și s-a dus către el. Nici Stelian nu era disponibil emoțional și s-a dus către el. Ștefan, care era disponibil emoțional pentru ea, l-a refuzat ea. Ea are tipar, da, ea are tiparul ăsta. Și trebuie să mai întâi să conștientizezi, frate, dacă nu conștientizezi că tu te duci către bărbați care nu sunt disponibili emoțional în general sau pentru tine, tot ai parte de același lucru ăsta, te învârți în cerc. Și chiar nu-mi place să văd lucrurile astea, nu-mi place să văd că o femeie e luată la mișto. Nici mie urăsc, cu viața mea urăsc. Da, da. Și a fost luată la mișto de foarte multe ori. Da, dar în același timp și ea trebuie să învețe lecțiile, că nu o să fie mereu cineva să ia apărarea. Automat bărbatul te va lua la mișto atâta timp cât tu nu pui, nu tragi frâna aia de mână. Da, da, mai sunt și bărbați care nu au respect din fabrică. Păi, ok, lasă-i pe ei. Ei poate să fie ultimii, cei mai proști. Da, dar tu nu permiți. Este de datoria ta să nu permiți. Asta zic, mă. Da, frate, că uite cum s-a comportat Raul cu Iza. Ce raport a avut Raul cu Iza și ce raport a avut Raul cu Ionela? Îmi pare rău că spun. Și mie îmi pare dar rău așa spun. E, așa a fost, a văzut cu ochiul liber. Și până și la Stelian, Ramona, Stelian, Ionela, să vede diferența, să mă iertați. Da, asta este treaba ei până la urmă. Da, ea știe ce acceptă și ce nu acceptă. Simona a fost niște cuvinte foarte dure și nu ok, jinișe da, astea, dar da. Esența a fost alta. Să o facă pe ea să înțeleagă. Eu am înțeles și intenția ei, doar că pe Ionela au afectat-o foarte tare jignirile respective. Da, mă, frate, pentru că hai să o dăm pe față, să nu ne mai ascundem după deget. Pentru că ea simte deja lucrurile care îi se adresează. Pentru că dacă acum îmi spune mie Simona, tu ești idiotă. Ești idiotă, proastă, handicapată, cum nici tu. Ea nu consideră. Eu nu mă simt. Și n-am așa, de ce să te afectezi? Bine, fată, sunt proastă. Da. O zi bună. Pa. Bine că tu ești mai deșteaptă decât mine. Dar ea este oamenii așa percep și că așa să vede și că dacă deranjul ei a fost aseară ceva și a durut-o, mai mult a fost că încă o dată a picat în penibil. Capricile iubirii. Da, pare că și voi vă judecați între voi și asta mi se pare și mai grav. Măcar între voi, fetele, ar trebui să fie așa ca o coaliție, măcar din punctul ăsta de vedere. Și un singur lucru aș vrea să întreb pe Simona. Tu ai venit aici foarte asumată, un lucru pe care l-am apreciat foarte tare și ai povestit despre relațiile din trecutul tău. Ei bine, ce-ar fi dacă fetele, care poate au alte principii comparativ cu tine, ar spune că nici ele n-ar fi stat cu un bărbat însurat sau în relație și să trăiască pe banii partenerei pe care o are prin Germania? Adică amantă, mai pe românește. Aș putea accepta. Chiar aș putea accepta. Și femeile care sunt cu bărbații însurați? Adică știi și păi am spus-o mai devreme, ce să ne mai îmbărtim? Păi, aș putea să merg mai departe, dar vreau să mă opresc aici, că sigur înțeleg și vreau să-ți transmit. Da. Adică, hai să nu mai arătăm cu degetul la fete care sunt într-o casă, care este de dating, în care se cunosc, interacționează, nu sunteți verișoare, nu sunteți surori, nu aveți nimic de împărțit. Dacă tu erai fericită cu iubitul tău, la care îi adorai degețelele, unghiuțele, părul, năsucul, ar fi fost bine să te bucuri de relația ta din punctul meu. Nu este ceva cu care eu mă mândresc și nu m-am mândrit încă din a doua secundă după ce am rostit tot ce am rostit. Dar nu e vorba despre faptul că te mândrești sau nu te mândrești. Este faptul că ai ridicat degetul și ai arătat către cineva. Nu am cum să mint acum să nu spun că eu obișnuiesc să fac asta. În același timp, înainte de a avea reacția asta total necontrolată și de care nu sunt mândră absolut deloc, am încercat de multe ori să o sfătuiesc pe Ionel în bine. În binele pe care îl vedeai tu. Dar nu știu dacă binele pe care îl vedeai tu. Vreau să vă zic un lucru.
Noi avem tendința de a-i judeca pe oameni trecând toate întâmplările pe care ei le trăiesc prin filtrul propriei noastre vieți. Corect. Ceea ce este total greșit. Corect. Îmi pare rău că... Da, uite, avem pe Andreea acum, stați puțin, că avem pe Andreea aici, care este viitor psiholog și ar putea să ne spună, facem chestia asta sau nu facem, deci, Andreea? Totdeauna facem așa. Tot ce judecăm, judecăm prin propriile noastre experiențe, prin ce am face noi, prin cum vedem noi situația. Dar asta nu înseamnă că este corect. Absolut deloc. Sunt foarte convins de asta. Știi ce am observat? Am observat un fenomen care este trist. Și oricât oricâte îndemnuri am auzit, băi, femeile trebuie să țină cu femeile, că na, suntem sexul slab. Aolea, vrei să deschid acum Facebook-ul și să intru pe orice postare pe comentarii? Despre aia vorbesc. Serios. Femeile sunt puse la zid cel mai mult și cel mai aspru de către celelalte femei. Da. Și de cele mai multe ori cele care nu sunt chiar sfinte, îmbrobodite, duse la biserică. Ascultam dialogul ăsta, monologul tău, care a fost un pic greu de urmărit, dar care conținea niște informații pe care dacă le-ai fi livrat altfel, în alt fel, periat de toate expresiile urâte, cred că ar fi sunat cu totul altfel și poate ar fi ajutat-o, poate ar fi fost chiar apreciată. Da. Pentru că contează foarte mult și modul în care spui niște lucruri. Da, la asta am mult de lucrat, într-adevăr. Intenția mea oricum nu a fost rea, eu nu mi-aș fi dorit ca Ionela să plece în situația asta, motiv pentru care de 2 ore înainte de toată chestia asta am făcut-o atentă să aibă grijă, pentru că am văzut și am observat și încă din seara petrecerii am făcut-o atentă, ai grijă că nu e ce vezi tu. Eu nu mi-amintesc nimic. Și a fost material astăzi. Nu știu, eu mi-am pierdut respectul față și de tine. Și eu, din păcate. Tu nu erai implicat nici în mod direct, corect, nici în mod indirect, în așa fel încât să te privească pe tine și să-ți pierzi tu respectul. Nu cred că eu ți-am adresat vreodată ție ceva jignitor, nu cred că mi-am dat cu părerea despre relația ta. Tu probabil dacă ai fi intrat de la începutul competiției și nu l-ai fi găsit pe Sorin, cu siguranță ai fi avut aceleași interacțiuni. În același timp, chiar sunt oripilată de discuțiile care au fost și de râsetele cărora eu chiar nu le văd scopul. Râdeau de o situație complet penibilă și, scuză-mă, dar tu ai făcut-o să fie atât de penibilă. Dar uite, Sorin, am văzut că pe față de Ionela ai emis niște păreri foarte ușor și cumva ești în asentimentul Simonei. Să înțeleg că tot ce am văzut astăzi la ediția de la ora 2 și acum, în continuare ești pe aceeași lungime cu Simona? Sau ce părere ai despre reacția ei, despre ce le spuse de ea? După cum am zis și în live, sincer, nu încerc să-i găsesc nicio scuză. Într-adevăr, limbajul licențios pe care l-a folosit nu a fost tocmai adecvat. Însă un om degeaba explici de 10 ori cu frumosul, că nu înțelege decât atunci când îi explici o singură dată într-un alt mod. Dar și tu cum ai explicat Simonei? Da, de ce trebuia să-i explice Simona? Adică în calitate de ce? Sau ca... Nu știu, în calitate de concurent. Cu toții ne dăm cu părerea unul despre altul. Nu, stai puțin. Una e să-ți dai cu părerea și alta este să folosești limbajul pe care l-ai folosit. Exact cum spunea și Paula. Ea poate că a avut un discurs care împachetează altfel ar fi sunat foarte bine, poate. Da, am zis că dar sau poate i-ar fi schimbat optica Ionelei, sau poate ne-ar fi schimbat optica noastră a tuturor. Dar în momentul în care terferirea Ionelei n-a avut niciun sens.